La articolul de ieri cu chiriile, a comentat cineva că, băi, domne, sunt oameni care au 4-500 de euro salariu și nu prea au de unde să pună bani deoparte. Și i-am răspuns omului fix ceea ce vă răspund și vouă și e bine să rămână pe video, poate ajută mai mulți oameni. Faza asta cu sfaturile despre chirie sau sfaturile despre orice e ca ciocanul. Da? Folosesc analogia asta. Unii folosesc ciocanul să-și dea peste degete, alții folosesc ciocanul să construiască case, alții folosesc ciocanul ca să dea în cap la oameni. În momentul în care auziți un sfat, folosiți-l cum voi vouă mai bine. Da, sunt convins că sunt oameni care n-au cum să pună 100 de euro deoparte sau 200 de euro deoparte. Știu și eu că există. Dar nu-mi folosește nici mie, nici ție să aduci vorba despre ei. Da? Ei există. Ok. Nu trebuie, în momentul în care auzi un sfat, să spui, băi, dar știi că există? Da, ok, există. Și nu te ajută pe tine cu nimic, nu mă ajută nici pe mine cu nimic. Aduci vorba despre ei ca să-ți scuzi impotența de a nu face chestia respectivă. Ceea ce, din nou, nu te ajută cu nimic. La niciun fel. Și cumva în legătură și cu asta, aș vrea să spun două vorbe despre cititorii blogului meu, pentru că s-au uscat la un dat niște discuții și nu știu dacă e nevoie de niște lămuriri, dar eu le fac totuși ca ele să existe. Nu e nevoie ca eu să spun că vă respect sau că vă apreciez. Nu e nevoie de cocoloșirea asta. Deci dacă ne uităm pe graficul ăsta, o să pun aici un grafic pe ecran, publicul meu este 25 plus. Se presupune că sunteți la vârsta în care nu e nevoie să spun eu, vai, ce mă bucur că sunteți aici, cititorii mei, vă apreciez pe toți, yay! Aveți peste 25. Nu puteți, nu aveți cum să puneți botul la așa ceva. Este de la sine înțeles că voi mă apreciați pe mine. Pentru că veniți și citiți și dacă nu vă place articolul, poate găsiți în comentarii ceva interesant. Deci este timpul vostru, este bine petrecut la mine pe blog, iar eu vă apreciez pe voi pentru că mă citiți și îmi dați posibilitatea de a face bani de pe urma voastră. Nu trebuie să vă spun asta de fiecare dată. În momentul în care intrați undeva, da, intrați pe blogul sau pe vlogul cuiva și vi se spune asta insistent, e o problemă acolo. Fie vă ia de proști, fie vă ia de proști. Deci, din nou, uitați-vă pe graficul ăsta, publicul mare este peste 25. Nu mai puneți botul la, vai, ce mă bucur că sunteți aici! Mă cac pe mine de fericire! Suntem adulți cu toții. Nu folosește nimic. Nu folosește nimic ca să vă ling în cur, nici voi pe mine, nici eu pe voi. Asta e tot pentru azi.